pentru Alex locul ăsta e cu totul și cu totul special. Cred că întotdeauna ți-ai dorit să ajungi în locul ăsta și hai spune-le prietenilor noștri de ce ți-ai dorit tu să ajungi în locul ăsta. Tot ce vede te impresionează, așa? Da. Foarte multe poze. Ei, și-a venit Bobulașul, hai să vedem cum arată. Hai de capul meu, e ceva de senzație. Bună dimineața și bine v-am regăsit! Astăzi mergem la Budapesta, sau mă rog, aproape de Budapesta, undeva în zonă. Nu mai țin minte exact cum se numește localitatea, este la 40 de kilometri de Budapesta și sunt aici cu Alex și cu Robert. Salutare, băieții! Ciao. Bună! Vă invităm să veniți cu noi astăzi într-o călătorie epică, pentru că Robert este pentru prima dată în Ungaria, da? Da. Și înainte să plecăm, așa cum vă spun de obicei, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe. Cei care nu ați apăsat încă, cei care ați apăsat, vă mulțumim pentru că ați făcut acest lucru, dar haideți să mergem la Budapesta. Am plecat la drum și ieșim din țară pe la vama Turnu. Așa cum v-am obișnuit, aici nu e o vamă aglomerată. După care vom merge spre Macau, încet, paralel cu România și ajungem la autostradă. Dar până acolo mai este. Între timp, aici băieții sunt în spate, pregătiți. Hai să vedem și pe Alex, care se distrează. Pentru ei viața este o mare distracție. Ce vreau să vă spun este că nu treceți în Ungaria fără vinietă. Se poate cumpăra și de aplicație sau o puteți cumpăra din benzinăriile MOL din România. Iar dacă nu faceți nici treaba asta, atunci neapărat cumpărați-o din Ungaria imediat după ce intrați, pentru că amenziile sunt destul de mari. Și acum că am trecut în Ungaria, Robert, hai să vedem ce știi tu în ungurește. Istenem. Deci, cam asta este. La prima trecere în Ungaria pentru Robert, cum te simți în Ungaria, Robert? Foarte bine. Da, e frumos aici, așa? Da. Mai curat. Ei, mai curat. Curat e și în România, acolo unde se face curățenie. Problema nu e locul, problema sunt oamenii. Suntem acum pe un drum județean. Mergem spre autostradă. Drumul este bunicel, după cum vedeți, sare camera, aia înseamnă că e plin cu denivelări, da? Asta este. Pot să spun doar atât, că în România sunt drumuri și mai bune decât aici. Am intrat deja pe M0, suntem în apropiere de Budapesta și cred că intrăm într-un nou blocaj. Mai înainte am ieșit dintr-altul, noroc că am alimentat, că am mâncat. Și acum așteptăm să trecem de tirurile astea multe și să-l ducem pe Robert la Budapesta. Practic, noi vom merge lângă Balaton, lângă frumoasă stațiune maghiară. Acolo vom ajunge, dar prima dată să scăpăm de hopul ăsta. Avem un accident care s-a întâmplat de câteva minute. Practic, de asta stăm aici așa de mult. Încă nici nu au apucat să culeagă plasticele de pe jos. Și gata, pornește traficul. Dar accidentul a fost grav de tot. Hai să vedem, uite aici a rămas o roată de la tirul care practic a agățat mașina. Foarte periculoasă zona asta. Am ajuns în Budapesta și intrăm acum în oraș. E destul de aglomerat la ora asta și vom merge la Bastion, de acolo de unde putem vedea toată Budapesta de sus. Sper ca Robert să se bucure de o imagine foarte frumoasă de acolo, din punctul numărul 0 al Budapestei. Și am ajuns la Bastion. Gata, am tras, am parcat și mergem să vedem un loc absolut extraordinar. Hai să și ocolim de aici stâlpul ăsta, să nu facem ca în desene animate. Băieți, cum vă simțiți la Budapesta? Frumos, bine. Da, momentan e răcoare la Budapesta, dar mergem acum într-o zonă foarte, foarte interesantă. Aici în spate avem o biserică extraordinară, dar
Să știți că tot bastionul ăsta e o poveste, Robert, să știi. Da, haideți să mergem. Mergem încet pe străduțele astea foarte frumoase și curate, exagerat de curate în comparație cu șantierele care sunt aici. Și lângă istorie avem modernismul extraordinar, pentru că aici avem hotelul Hilton. Hai să-l vedem un pic. Am intrat puțin și la Hilton, să vedem cum arată. Și e ceva ce ți-ai putea dori în hotel. Am luat câteva cadre de acolo. La băieți le-a plăcut foarte mult la hotel, nu? Da, foarte frumos. Bun. Eu zic să-ți iei o cameră noaptea. Da. Da. Ajungem la cel mai frumos viewpoint de aici, din bastion. Și intrăm acum chiar lângă biserică. Despre biserica asta vorbeam, o biserică absolut extraordinară. Și mergem acum spre cel mai important viewpoint. Și vin cu băieții acum. Robert, ce zici de ce se vede? Da. Robert, da. Robert zice doar da. Dar nici nu pot să spun altceva, îți tai răsuflarea. E incredibil, absolut incredibil ce se vede. Wow! Atât pot să spun, wow! Hai că mai intrăm și într-un loc foarte fain. De unde se vede foarte bine. Hai să căutăm un viewpoint adevărat. Și uite, Robert își face și o poză cu locul în care a ajuns acum. Hai să vedem. În spate se vede foarte frumos parlamentul, iar aici este Dunărea. Incredibil de frumoasă. Pentru Alex, locul ăsta e cu totul și cu totul special. Cred că întotdeauna ți-ai dorit să ajungi în locul ăsta și hai spune-le prietenilor noștri de ce ți-ai dorit tu să ajungi în locul ăsta. Este un loc foarte frumos, plin cu istorie. Și ce se întâmplă la cursele de Formula 1? În fiecare dată când o cursă de Formula 1 începe marea prima lungare, de aici se începe. Asta e prima priveliște care putem vedea, peste Dunăre. Asta este priveliștea cu care începe inclusiv Formula 1. Acolo pe parlament. Da, ăsta e parlamentul. Puteți vedea. Când începe un Grand Prix, începe Formula 1 și apoi se deschide Marele Bun. Deci de acolo putem spune că startul weekendului, să zicem așa. Imaginea de ansamblu. Da, practic în luna iulie vom vedea de aici. Da. Abia aștept. Și sper să fiu aici. Abia aștept să-l vedem pe Verstappen câștigând Marele Premiu al Ungariei. Tot ce văd te impresionează, așa? Da. Foarte multe colțuri. Da. Păi Budapesta e orașul porturilor, știai? Nu. Exact așa e. Da. Prima ta vizită la Budapesta, nu? Hai să vedem. Extraordinar. Uite-l și pe Alex acolo. Și dacă tot e vreme așa de bună, mergem să profităm de căldura asta și să luăm o înghețată. Pentru că e mai bună înghețată ca și aici la Budapesta. Eu nu mi-aduc aminte să fi mâncat. Și aici am găsit și înghețată cu mac. Topești prin bastion încă. Mergem să vedem. Uite, aici avem câteva produse tradiționale. Hai să-l salutăm pe domnul. Bună ziua, domnul.
Aici foarte mulți fac poze. Marea majoritate a turiștilor care ajung aici își fac poze. Și trebuie să vedem dacă putem urca acolo sus. Să vedem dacă e permis. Între timp mâncăm o înghețată foarte bună. Băieții, voi ce v-ați luat acolo? Caramel și lămâie. Căpșune și lămâie. E, atunci, eu sunt cel mai câștigat din toată trupa asta, pentru că ne-am luat aici o căpșună și fistic. Asta e adevărată. Am lăsat bastionul în spate și mergem acum așa, doar într-o tură foarte scurtă, spre centrul Budapestei. Urcăm acum pe un pod foarte frumos pe care îl mai regăsim la o scară mult mai mică în Arad. Îl mai puteți vedea. Intrăm chiar acum pe el, imediat. Aici cu băieții morți de foame în spate. Așteptăm să se facă verde la semafor și ajungem la un restaurant foarte interesant. La kilometru 66. Despre asta e vorba. O să încercăm și noi un bob gulaș. Hai să-l vedem cum e. Și imediat se face verde la semafor și am tăiat-o spre autostradă. Și am oprit la kilometru 66 pe autostradă. Mergem aici la un restaurant recomandat de un prieten. Hai să vedem despre ce restaurant e vorba. Aici am înțeles că este un bob gulaș. Așa, foarte bun. Hai că intrăm în restaurant și vedem despre ce e vorba. Ei, și a venit bob gulașul. Hai să vedem cum arată. Hai de capul meu, e ceva de senzație. E de vită, uite pe băieți cum stau, nu că nu mai pot de foame băieții. Așa, dar ce-am primit foarte interesant e ceapă roșie și, bineînțeles, ardeiul iute verde. Și ce mai avem aici? Haideți să vă arăt o chestie foarte interesantă și care mie îmi place foarte mult la masă. E aici pasta asta de ardei, care fiecare își pune după dorință. Așa. Și acum, haideți băieți să vedem care pe care, că aici cred că sunt niște băieți foarte flămânzi, după cum pare, nu? Cât de foame vii de la o pescară de la 1 la 10? 12. Da, hai să vedem, pentru că aici lucrurile se precipită. Vai de mine, uite ce bine arată. Extraordinar. Deja tot salivez. Hai de viața mea. Hai de viața mea. Deci asta da treabă. Asta e o porție de 4 persoane ce avem noi aici. Și o să vă mai arăt la final cum e. Dar hai să ne pregătim să gustăm. Și așa arată în farfurie. Robert zice că e foarte bună. Hai să vedem, Robert, zic cum e. Ai. Bun, și hai să vedem. Uite, așa arată. Bun. Și hai să luăm prima înghițitură din bob gulașul ăsta extraordinar. Hai să vedem. Vai de mine. Deci e atât de bun că se ridică părul pe mine. Deci incredibil. Deci eu așa bob gulaș n-am mai mâncat în viața mea. Hai să vedem încă o dată. Și cu un pic de ardei zute. Excelent. Și acum pregătesc bomba nucleară. Hai să vedem în ce măsură bomba nucleară asta ar fi. Pasta asta de ardei de care spuneam mai devreme. O introduc înăuntru. E destul de picantă. Și o amestec aici. Hai să vedem cum e cu pasta asta în interior. Să vedem, asta trebuie să fie foarte picantă.
Asta este pentru Marian Adventure, la care place mâncarea foarte aromată. Și nu suntem la Chiștelec, despre asta vorbim. Extraordinar, extraordinar de bun. Deci asta e adevărată. Acum ne chinuim să vedem ce desert o să fie, pentru că eu și cu Alex am luat... Alex, ce ai luat? Eu clătite cu înghețată. Clătite cu înghețată. Eu am luat clătite cu mac și cu sos de, de vișine. Și Robert? Clătite cu mac mai bune? Nu știu, hai să vedem. Hai să încercăm clătitele cu mac. Uite, aici sunt clătitele cu mac. Să vedem exact ce o să fie. Ah, și uite, în spatele nostru este poza exact aici, în clădirea asta. Am fost în urmă cu câteva minute. Și vin deserturile, vin deserturile, ai de viața mea, ce avem noi aici, de zile mari. Ia să vedem, hai să întorc camera. Ei, clătitele mele cu mac. Uite, au și o floricică, aici și o înghețată, cu gem de vișine, e, și uite aici, avem clătite cu brânză și cu sos de vanilie. Și băieții au trecut și ei pe mac. Hai să vedem și dincolo. Alex, până la urmă mănânci înghețate mac și clătite cu mac. Asta este. Hai să vedem cum sunt. Să vedem cum arată. Uite aici, hai de viața mea. Mamă, ce bine arată. Și hai să le încercăm. Să vedem. Să vedem cum sunt aici. Nu strele deloc, absolut deloc. Și cu puțină înghețată. Da. Da, hai să mai continuăm treaba. Aici e o treabă foarte gravă. Hai să vedem. Robert, zic cum e. Alex, ție nu-ți plac, așa-i? Am cerut altceva, dar asta este. Hai să vedem. Alex, cred că au rămas fără... Da. Dacă vrei să-ți iei din alealte, îți iei din alealte. Uite că la Robert îi fac, îi fac cu ochiul plătitele tale. Hai de capul meu. Am răzbit până la urmă. Alex termină și el acolo cu clătitele lui cu Nutella. El a rămas la chestii tradiționale. Nu a vrut să încerce. Robert, zi tu. Nu-i păcat? Ba da. Nu-i păcat. Da, asta este. Arată și m-am unit. Aici merge un pachet frumos pentru Roberta. Așa că avem o surpriză pentru sora lui Robert de acasă, care abia așteaptă să vină fratele ei de la Budapesta. După cum bine se vede, deja suntem până sus de tot, e plin. Da, băieți, cum a fost? Hai să ne tragem puțin la lumină așa, să nu ne bată soarele prea bine. A plăcut frumos, da. Da. Mai ales mâncarea. Mai ales mâncarea. Finalul a fost cel mai fericit. Deci asta a fost un final epic. Vă mulțumim că ne-ați privit până la ora asta, mulțumim că sunteți alături de noi, mulțumim pentru că ați dat like și că ați apăsat butonul de subscribe. Cei care nu ați apăsat încă, vă recomandăm să-l apăsați. Și de aici, din Ungaria, vă spunem tuturor toate cele bune și ne vedem la video următor.